Gripa este mai severă decât tulpina Omicron, spun specialiștii. De când masca nu mai este obligatorie în locurile publice, numărul infecțiilor respiratorii a explodat. În ultimele două săptămâni, cazurile de răceli și viroze au crescut cu 70% față de aceeași perioadă a anului trecut. Spitalele și cabinetele medicilor de familie sunt pline. Peste 20% dintre pacienții care merg în cabinetele medicilor de familie au simptome respiratorii. Numărul virozelor și gripei a crescut din momentul în care în România au fost scoase toate restricțiile. Numărul infecțiilor respiratorii a explodat în ultima perioadă. De ce considerați noastră? Era de așteptat. Era de așteptat pentru că virusul ăsta încă n-a trecut. Durează. Orice molimă, ca așa li se zicea pe timpuri, pandemie mai actualmente, așa dura câțiva ani. A fost ciuma, holera, gripă, alte gripă, spaniolă, mă rog, ce-a mai fost. Durau câțiva ani de zile. A noi a durat 2 ani de zile, în sfârșit, și a văzut, ei au găsit, a zis că într-un fel s-a mai mișurat numărul de infectări, dar n-au avut nici ei, ca să spun așa, un număr exact, că astea i-au mers la brodeală. Păi e normal, fiindcă nu mai există nicio măsură de, de protecție, să prevezi niște chestii și toată lumea, haos, acum hai că am scăpat de... N-am scăpat, că vor veni valuri, valuri, valuri. Fiindcă de unde se poate câștiga un ban decât din valuri, valuri, valuri? În primă instanță, simptomele sunt aceleași la toate infecțiile respiratorii. Pot debuta cu febră, cu stare generală modificată, rinoree, durere în gât, tuse. Medicul poate face diferența între gripă sau alte infecții pe baza unor simptome, unei anamneze cu pacienții. Numărul virozelor. Păi așa cresc primăvara dragă. Deci de când s-a înființat pământul ăsta. Virozele primăvara. Pentru că se trece de la cald la rece și invers. Credeți că și ridicarea restricțiilor a avut ceva de-a face cu asta? Cred că da. A avut, da. Lumea este acum mai liberă, este peste tot. Așa este, da, da, da. Da, are, da. Și ridicarea restricțiilor, da. Medicii le recomandă celor care fac gripă să se izoleze, să se odihnească și să bea multe lichide. Pentru pacienții care sunt în categoria de risc, statul le acordă vaccinul antigripal gratuit prin medicul de familie. În România s-au imunizat împotriva gripei 1,4 milioane de oameni.